liftul, cei de la toți plătesc liftul și cei dacă unde e la parter plătește că RTC, revizia tehnică curentă se plătește, plus că am în asociație oameni care sunt bolnavi de inimă, adică așa, și folosesc liftul, chiar dacă e de la etajul 1. Deci și conform legii 196 pe 2018 și locatarii de la parter și etajul 1 plătesc liftul.